Bună seara, bună seara. Ne pupăm așa de la distanță. Dacă vrei poți să stai acolo dacă te protejezi pentru... Bună seara. Pentru nou show. Unde? Stau la două pătrățele distanță sau mă așez aici așa aproape? Unde vrei, în principiu invitații și aleg. Mi-a zis cineva, am încredere în tine că tu ești mama, am încredere în tine că tu ești tată, știi? Păi da, dar tata pleacă dimineața și se mai întoarce seara. Nu cred că suntem singurele cazuri, să știi. Nu suntem singurele cazuri, dar acum nu stau să explic rostul, de ce plec, de ce... Să știi că ar trebui explicat, pentru că altfel oamenii ne judecă, să știi foarte tare, că de ce te apuci acum, de ce... Păi pentru că, uite, așa se întâmplă lucrurile și pentru că ăsta este jobul nostru și al meu și al tău, asta facem și nu putem acum să dăm cu piciorul, pentru că sunt mulți acasă, cărora noi, prin prezența mea, prin prezența ta pe TV, le ridicăm moralul, îi facem să zâmbească și îi încurajăm să fie calmi și să se deconecteze puțin. Și mi-e foarte greu să explic treburile de dincolo de emisiuni. Adică apar la radio, apar la TV, dar pe de altă parte e un radio pe care l-am construit vreme de 12 ani și în zilele astea, dacă nu muncim mai mult, riscăm să pierdem tot ce am construit în acești 11 ani și asta încercăm să facem din dimineața până seara, să reducem pierderile. Acum, ce o fi, o fi. Cu Dumnezeu înainte. Exact. Dar mă bucur asta, mă bucură că în perioada de criză sunt oameni care în continuare investesc în televiziune, pentru că show-ul pe care urmează să-l prezint nu este deloc... Nu e încă o emisiune. Nu, este... E o construcție. Este wow. Nu mai suntem gata, suntem pe ultima 100 de metri. Sâmbătă avem premiera și am fost în platouri astăzi. E ce e acolo, chiar că este o investiție. Dar putem să zicem unde sunt platourile? Nu cred. Nu știu, nu cred că au spus, așa că prefer să nu fac eu această gafă pe post. Putem să zicem? Pentru că mi se pare că... Da, o să se zică la un moment dat. Da, la un moment dat o să se zică. Acolo unde... Acum, nu unde credeam vreodată că Antena va călca în... Da, eu și eu mă întorc. Iar tu te întorci pentru că, practic, acolo te-ai lansat. Da, acolo am crescut, acolo m-am format, ca să zic așa. Acolo am încheiat și eu de la capăt tot acolo, ca să vezi. Pentru că este primul meu job în televiziune după foarte mult timp. Da, este o producție foarte mare. Eu am fost puțin... cum să zic, luată prin surprindere de cât de mare este producția și de cum arată platourile și de ce s-a construit acolo și chiar am fost surprinsă de partea tehnică foarte mult pentru că eu nu cred că am fost niciodată în spate să văd ce se întâmplă acolo și am făcut poze și îi trimiteam mamei și zic, vai mamă, uite-te în ce proiect m-am implicat. Și da, într-o perioadă în care toată lumea vorbește despre oare închide mâine, oare sâmbătă se lansează Mireasă. Deci o să fie prima zi în care o să vedem ce ne-ați pregătit. Și pentru cei de acasă, pentru că știu că toată lumea se întreabă, pot să vă spun că s-a dezinfectat, că se folosesc toate măsurile de protecție, se folosesc mănuși, se folosesc măști, dezinfectant, alcool sanitar, adică toate le avem acolo pe platou, suntem safe cu toții, cât poate fi oricine până la urmă, că așa e, virusul ăsta e foarte... Dar ce s-a schimbat? Pentru că mireasă sună deja cunoscut. Da, s-a schimbat. E ceva nou? Da, sunt mai multe lucruri noi. În primul și în primul rând, cel mai important este că toți concurenții vor fi într-o casă. Nu vor mai sta fetele separat și băieții separat. În autoizolare. Da, este cu iubirea în izolare, așa i-am spus noi. Vor fi toți într-o casă, inclusiv însoțitorii băieților, pentru că fiecare intră cu cineva în casă, nu intră niciunul singur. Și cred că o să fie așa un soi de, nu știu cum să descriu, pe lângă faptul că vom vedea 24 din 24 ce se întâmplă acolo. Online, da, pe Antena Play, o să fie acolo, da. O să fie foarte interesant pentru că ei o să aibă teme în fiecare săptămână, o să fie concursuri cu premii. Fetele mele primesc teme. Exact, da, și cumva noi o să încercăm și ne dorim foarte mult ca prin, cel puțin în această perioadă, prin ei, să le transmitem oamenilor de acasă, că sunt foarte multe lucruri de făcut când ești în izolare. Și atunci, cumva, asta vom încerca să facem. Și... Mamă, ce bine pică programul ăsta! Că până la urmă, iubirea învinge tot. Și e foarte important... Câți concurenți sunt? 5 băieți și 15 fete. Plus însoțitorii. Plus însoțitori? Adică ce înseamnă? Plus încă 5, deci 20 și 25 de persoane într-o singură casă. O casă care arată, Doamne, am intrat astăzi și am văzut o baie. Care-i tot acolo, nu? Da, și am zis, aș vrea și eu o baie ca asta. este, au făcut așa ceva, e casa de vis a oricărui om. Da? Da. Da. Deci next level, să uităm tot ce știm din sezoanele trecute, din alte emisiuni pe care... Nu Baldachin. Cum zice ăla de legi de copaci? Hamac. Hamac. Unde? Hamac în casă? Nu în casă, au și curte. Doamne, sper să nu mă certe, să nu dau prea multe din casă. A, deci e pe opulență? Este, da, maximum. O să fie foarte frumos. Nici Alina tău nu-și permite... Ei... Mă rog, în perioada asta nu-și mai permite nimeni. În perioada asta toți, măi, fiți economi, nu mai cheltuiți banii pe prostii. Și rolul tău care este? Eu voi fi mediator. Deci cam ce faci tu, doar că eu voi face cu aceiași oameni zi de zi, în fiecare zi, în funcție de ce se întâmplă în casă, în funcție de... Sunt contactii tăi direct sau intri pe un ecran? Nu, nu, vom fi... Mă rog, la distanță... Acum, rămâne de văzut dacă o să fie toți odată, dacă o să fie pe rând, încă îți dai seama, asta o să le descoperi și eu pas cu pas, pentru că știi cum e, la începutul unui proiect de așa mare anvergură, e foarte greu să zici concret va fi așa, probabil că lucrurile se vor mai schimba de-a lungul timpului în funcție de ce se întâmplă acolo, de cum se comportă ei, de, eu știu, întâmplări mai neprevăzute, na. Cât durează? Adică, mă rog, care e finalul? Finalul e... Finalul este cam după 18 săptămâni, cam așa, 4 luni jumătate ar fi. S-o termină, Doamne ajută, până atunci. Eu sper că într-o lună de zile să se termine cu nebunia asta. Ești optimistă, tu mereu ai fost o optimistă, dar... Eu sunt o optimistă pentru că eu știu că Dumnezeu are grijă de noi și pentru că totuși suntem una din țările care am fost cel mai puțin afectate și eu cred că ceea ce se întâmplă acum la nivel național și cum s-au făcut lucrurile și cum se... Băi, deci nu regă... Am un cuvânt în engleză pe care nu pot să-l traduc în română. Tot întreb o toată lumea, cum se zice asta? Nu, dar să nu zic că și pe asta, nu mai știe să vorbească română. Nu, dar efectiv nu vine to contain. Știi tu, înțelegi ce vreau să zic? Nu, dar nu-mi vine. Zi-mi tu în română, hai zi-mi. Stai un pic, că nu înțeleg în ce sens îl folosești. Deci... În sensul că am reușit să restrângem cât se poate de mult răspândirea acestui virus. Cam asta. prietenul? E cam mesajele alea cu... Mi-a zis mie un prieten foarte bun că dacă nu... Da, care cunoaște pe cineva, care știe... Da. Da. Deci... De asta mi-a plăcut foarte mult campania de promovare a luați știrile din surse sigure și așa mai departe. Exact. Hai să ne întoarcem la mirese. Mai avem timpul de mirese? Mai avem timp după pauză? Dacă nu mai avem timp, plecăm. Dacă... Nu se grăbește. Toți sunt aici, mai întreabă. Că abia sâmbătă începe și ne spui și programul, că nu știu. Deci sâmbătă... Sâmbătă de la 17. Așa? Și în fiecare zi de luni până vineri de la ora 14. Am înțeles. Pe Antena 1. Bine. Bună seara, ne-am întors la Răi da Buni. Diana Dumitrescu tocmai mi-a povestit una alta despre cum își reia munca în televiziune după câți ani? Păi practic... Din 2014 sunt 6 ani. 6 ani? Da, 6 ani. Și am mai fost invitată pe la emisiuni, dar să lucrez, să am un job stabil în televiziune de vreo 6 ani. Sâmbătă la 17. Da. Practic prima zi de muncă. Da. Frumos, încep un weekend, îți dai seama, toată lumea o să fie relaxată. Și o să fii în direct de duminică, de sâmbătă, duminică? Nu, duminică nu, duminică este pauză. Așa. Și după aceea în direct în fiecare zi, de luni până vineri. Hai că știi cum e. De 6 zile pe săptămână ești gata cu city break. Bine, acum gata cu city break-urile. Nu mai gata, pe am profitat la maximum până să încep. Mamă. Și am tot fost plecată, că am zis că dacă începem și o să fie așa, chiar nu o să mai am timp. Cine știe, Alin râdea de mine, că știu că se uita acum la televizor și îmi spunea, haha, vine vara și plec eu la mare. Ia să văd acum cum mai pleci tu la mare. I-am zis, te duci, mamă, te duci cu mama și cu Carol. Da, ai făcut cunoștință cu concurenții sau o să-i cunoști? Nu. Am văzut câteva fete la promo, dar nu le cunosc pe toate, doar câteva le știu. Și mâine o să primesc și eu tot dosarele, cum să zice, să cunosc concurenții, să știu dosarele și eu. Dosarele de securitate ale tuturor concurenților. Deci fișele de prezentare. Tu practic trebuie să-i împaci. Da, trebuie să împac, să vedem, depinde cum o să fie, știi? Sigur o să fie niște mici discuții și așa. Eu știu ce însemna mireasa în formatul celălalt. Ăsta înțeleg că nu e update, e upgrade. Da, este upgrade, iar eu nu o să-i las să se certe, nu o să-i las să țipe, nu o să-i las să se jignească. Stai tu liniștită. Eu o să încerc să evit lucrurile astea, pentru că eu mi-am propus și a fost și discuția mea cu toți cei implicați în această producție, că trebuie să promovăm mai mult iubirea și nu certurile și că tot ce înseamnă dragoste înseamnă discuții, înțelegere, calm. Da, nu pot să zic mai... Sare cât un pahar de perete, dar nu în platou. În platou trebuie să fim civilizați, să vorbim frumos, să ne explicăm acțiunile. Și eu sper să fie ceva cu foarte, foarte multă iubire. Îmi doresc foarte mult lucrul ăsta, pentru că eu cred că oamenii de acasă au nevoie să vadă și așa ceva. Da. De la oameni normali, nu de la... Adică, bine, toți suntem oameni normali, dar oameni necunoscuți. Că se poate. Dar știi care mi se pare a fi morala, mai ales pentru vremurile astea, acestei emisiuni? Măi, sunt cât? 15 oameni? Nu, 15? Nu, 20. 20 de oameni în autoizolare, într-o casă, care nu se cunosc între ei înainte de emisiunea asta. Deci dacă ăia s-or putea înțelege între ei, înseamnă că și tu care stai în izolare socială cu familia ta, dacă nu te înțelegi cu ăștia ai tăi, pe care ți-ai făcut tu, ți-ai ales tu... Eu sunt sigură că o să se înțeleagă și cred că noi, dacă am fi mai răbdători și nu am fi așa pe fugă în continuu și să vrem să facem foarte multe lucruri, am fi la fel acasă, mult mai înțelegători și mult mai răbdători, dar cred că asta e firea noastră, mai ales aici în zona asta a Bucureștiului, unde toată lumea e pe fugă, toată lumea să facă bani, toată lumea să muncească, toată lumea aleargă după ceva și la un moment dat se oprește și zic, după ce alergam, că nu mai știu. Păi acum asta este momentul potrivit în care să ne regăsim și să... Băi, iubirea... Schimbă tot. Tot. Eu așa zic. Eu așa zic și le zic, iubiți-vă pe voi și după aceea iubiți-vă pe cei aproape. Mulțumesc, Diana, succes sâmbătă la 17. Începe la Antena 1 mireasa. Iar Diana este maestru de ceremonii. Mulțumesc mult de tot, Diana. Mulțumesc și eu.